Bun găsit, prieteni ai sporturilor, cu motor la o nouă ediție Look Motors. Am avut un weekend plin de acțiune la toate nivelurile, cu staturile de sezon în campionatul național de anduranță, Romania Endurance Series, în campionatul național de viteză în coastă, ambele în exclusivitate pe canalele Look Sport, dar și revenirea marilor competiții internaționale pe bătrânul continent. Formula 1 și MotoGP au venit în Europa după startul de peste mări și țări. În plus, ne așteaptă și în acest weekend o nouă premieră. Începe un nou sezon în cea mai populară competiție moto internă, MotoRC, și pentru asta l-am invitat în studioul Look Motors pentru această ediție pe Marian Pivniceru. Bună, Marian! Salut, Alex! Mulțumesc de invitație! Foarte fericit că începem sezonul și să-i dăm bătaie! Marian, ești pilot în MotoRC, n-ai început de mult, anul trecut a fost primul tău sezon la categoria regină, Super Stock 1000. Anul acesta însă, cu ce gânduri și mai ales cu ce arme începe această stagiune? Bineînțeles, anul trecut mi-am învățat lecțiile, a fost un sezon greu ca primul sezon la Stock 1000, dar am îmbunătățit materialul de concurs și suntem pregătiți și fizic și psihic pentru bătălie la titlu chiar. Ok, bătălia la titlu, sigur că sună ambițios, la ce platou, la ce calitate avem anul acesta în MotoRC, însă, trebuie să o spunem, ești campion în sezonul tău de debut în Rookies 1000, acea formulă, clasă, acea cupă de început destinată debutanților. Asta s-a întâmplat în 2019, debutantul anului, ai promovat anul trecut direct la categoria mare și ai făcut-o într-o manieră remarcabilă, cu luptându-te la podiumuri, dar și având foarte mult de învățat. Sigur că da. 2019, primul an de debut, cum ai spus, a fost foarte important. Acolo a fost startul meu în acest sport. Am învățat multe, am mers cu o motocicletă de stradă, foarte puțin pregătită, dar am reușit să mă lupt cu piloți chiar cu experiență mai multă ca mine și am reușit să câștig titlul de Rookie of the Year. La fel, pentru anul acesta, cum ai spus, nivelul este foarte ridicat în MotoRC. Campionatul a crescut foarte mult, piloții sunt din ce în ce mai determinați și show-ul merită urmărit cu siguranță. Haideți să aflăm mai multe despre Marian, să descoperim cine este și mai ales metodele de pregătire ale unui pilot de circuit. La 30 de ani, Marian Pivniceru e una dintre revelațiile ultimilor ani în cea mai populară competiție moto internă MotoRC. Bucureșteanul a debutat doar acum 2 ani la clasa Rookies 1000 și a câștigat titlul de debutantul anului. Sezonul trecut, pentru primul său an la categoria regină Stock 1000, Marian a terminat pe locul 8 la general în fața unor nume consacrate precum Adrian Rus. Mare pasionat de off-road, bucureșteanul a făcut din motocross una dintre disciplinele sale preferate de antrenament. Un antrenament complex, pentru că pe lângă dezvoltarea musculaturii specifice, motocrossul dezvoltă tehnica de pilotaj, încrederea pilotului și controlul derapajelor. Bicicletă, fitness și ski jet reprezintă celelalte metode de antrenament ale lui Marian Pivniceru, al cărui obiectiv în acest sezon îl reprezintă lupta la podium în fiecare etapă de MotoRC. Înapoi în platoul Look Motors, alături de Marian Pivniceru, pilot în MotoRC. Marian, prima cursă a sezonului bate la ușă, e în acest weekend. Ce lecții ai învățat tu de anul trecut? Pentru că n-a fost unul ușor. Sigur că da, n-a fost un an ușor, pentru că anul trecut am concurat cu motocicleta stock, mai mult stock, fără electronica necesară pentru nivelul la care a ajuns MotoRC. Am îmbunătățit anul ăsta electronica să nu mai am probleme, sper, pe partea aceasta cel puțin. Mi-am îmbunătățit și condiția fizică, m-am antrenat cât am putut de mult în off-season și sperăm să facem o fază bună și la prima etapă și la tot sezonul care urmează. Platoul anul acesta în MotoRC este poate mai ridicat ca niciodată, cu foști învingători de curse, nume mari precum Cătălin Cazacu sau Ionuț Mistode, Bogdan Vrăjitoru, dar referința absolută în acest debut de stagiune pentru voi, piloții, va fi campionul în exercițiu, timișoreanul Vlad Neaga, vârful de lance al echipei VN Motorsport. Cam
campion MotoRC anul trecut, timișoreanul Vlad Neaga va lua startul în acest sezon pe aceeași motocicletă Suzuki GSX-R 1000, cu care a câștigat trofeul anul trecut la categoria mare Superstock 1000. Pilotul VN Motorsport îl va avea alături în acest sezon pe Adrian Rus pe o Yamaha R1, un tandem redutabil în care Neaga va fi vioara întâi. Cu 3 victorii anul trecut, timișoreanul în vârstă de 22 de ani se anunță drept unul dintre candidații la titlul MotoRC, alături de Cătălin Cazacu, Ionuț Mistode, Bogdan Vrăjitoru sau de vicecampionul Bogdan Buleandră. La testele MotoRC, teste oficiale programate la începutul acestei luni pe Motor Park România, Marian Pivniceru a semnat cel de-al 7-lea timp în spatele unor nume mari, dar în fața campionului Vlad Neaga. Cine sunt pentru tine favoriții la titlul în acest sezon? Bineînțeles, favoriții la titlu acum pot fi mai mulți, da, față de anul trecut, pentru că mulți piloți s-au pregătit și s-au îmbunătățit, dar cu siguranță Vlad Neaga rămâne unul dintre favoriți și de ce nu mă număr printre ei de data aceasta, pentru că, cum am spus, am pregătit mult mai mult și anul acesta și va fi mai bine. Exact asta voiam să te întreb ceva mai devreme. Cum te vezi tu? Te vezi la nivelul acestor oameni care au câștigat curse în campionat, pentru că ai rulat deja cu ei anul trecut? Sau în valul 2 al piloților tineri care vin din urmă, mă gândesc aici la un George Cațan sau Adrian Rus de asemenea. Exact, timpii de anul trecut au spus-o și ritmul de cursă pe care l-am avut a fost unul susținut și am putut să mă țin în față cu cei mai buni piloți din campionat. Dar în unele situații materialul de concurs m-a trădat și am fost nevoit să abandonez chiar și n-am putut să mă afirm cel puțin pe podium. Dar va fi mai bine, cum am spus, da. MotoRC înseamnă 5 categorii distincte, Stock 1000, Stock 600, Stock 300, după cilindrea motoarelor respective, plus 2 categorii destinate debutanților, Rookies 1000, Rookies 600. În acest peisaj al competiției interne, Stock 300 a reprezentat o nouă apariție anul trecut. Este o clasă monomarcă, iar la 13 ani Răzvan Teodorescu a fost vicecampion național. Haideți să-l descoperim pe acest puș talentat și obiectivele sale, evident, din acest sezon. Pisică. M-a spart pe tine. Viteză. Cum mi-a plăcut, de mic. Stânga. Roșie. Portocaliu. Salată. Broccoli. Prăjituri. Cardio. Bicicletă. Scuba roșie. Cred că asta e singura variantă sportivă. Sport. Matematica. Uscat. Fac patul. Nu am o melodie favorită. N-am o trupă favorită. Trep. La munte. Pisică. Să fiu rapid. Bun. Sufletist și rapid cu motor pe circuit. Cât de cât. Personal, Ionuț Mistode. Șleauri. Săptămâna trecută. L-am ajutat să treacă strada. 11. O noapte, o zi, de la prieteni, la circuit, să mă dă bătut niciodată, să merg cu motorul, zic. Înapoi în platoul Look Motors, alături de Marian Pivniceru. Marian, cât de importantă este această categorie Stock 300 în formarea unor deprinderi corecte pentru un tânăr pilot la început de carieră? Exact. Este foarte important că s-a creat această nouă clasă, pentru că de aici se dezvoltă noi piloți și avem un viitor în acest sport.
clasa este monomarcă, cum ai spus, aici diferențele fac, diferențele sunt foarte mici, ca și putere, motorul este același, diferența o face strict pilotul și capacitățile lui de a pilota cât mai bine. Trebuie să stea la aspirație, să fie foarte bun pe viraj, pe viteză, să frânezi cât mai puțin, pentru că viteză, puterea motorului nu te ajută foarte mult, da. Când ai debutat tu în Moto RC, nu exista această categorie Stock 300, care oricum este destinată piloților la început de drum, piloților mici, trebuie să știți să te ascunzi sub carenă, ori deja există oamenii care și-au terminat creșterea așa cum e exact, cazul tău, exact. ar avea mari dificultăți, dar e bună ca început de drum. Spune-ne însă care a fost parcursul tău, pentru că în general în Moto RC întâlnim oameni cu parcurs atipic, pentru că nu am avut structuri și nu avem nici acum, suntem abia la început cu structurile de formare ale tinerilor piloți, fiecare veniți din zone diferite. De unde vii tu? Am venit de pe stradă, ca orice începător, da? Numai că e bine că, ca toți cei de pe stradă să mai vină și pe la circuit, să guste din acest sport. Și am venit la câteva track day-uri în 2017. Acolo mi-am îmbunătățit un pic stilul și cu motocicletă de stradă, strict, basic. Și mi-a plăcut foarte mult și de acolo a pornit această pasiune. Ce ai învățat tu pe circuit față de deprinderile tale brute pe stradă? Păi ai alte repere de frânare, înveți să controlezi, să folosești frânarea foarte bine, pentru că pe stradă niciodată nu o să poți frâna 100% cu motocicleta în condiții de siguranță ca pe circuit. Asta ar fi unul, iar în general toate reflexele ți se dezvoltă, ți se îmbunătățesc, trebuie să ai milisecunde să faci diferența. Pentru că visezi moto zi și noapte, Marian, n-o să ratăm subiectul, și anume MotoGP. MotoGP ne-a încântat weekendul trecut cu acest fabulos tobogan de la Portimao, care a generat curse fabuloase. Evident, cursa clasei regină și a ținut toate promisiunile. Primul subiect al weekendului portughez în MotoGP a fost evident legat de revenirea campionului Marc Márquez după aproape 9 luni de pauză, ca urmare a accidentării de la umărul drept la Jerez anul trecut. Márquez s-a achitat cu brio de sarcină și a terminat pe poziția a 7-a, 9 puncte importante strânse așadar de Marc Márquez. Însă cum vezi tu, Marian Pivniceru, această revenire a lui Márquez? A fost acest rezultat peste așteptările tale, sub așteptările tale? Cum cântărești? Este într-adevăr o revenire spectaculoasă după o așa pauză mare și operația pe care a avut-o foarte complicată și complicațiile pe care le-a avut la operație. Este o revenire spectaculoasă. Într-adevăr, mă așteptam să fie în top 10, dar nu pe podium, pentru că ritmul este foarte susținut. Toți piloții acolo sunt de nivel mondial. Da? Și trebuia să fie extraterestru chiar ca să poată să fie pe podium. În primul rând, extraterestru în plan fizic, pentru că în plan mental l-am văzut, este acolo și are început acele jocuri de șicanare ale rivalilor. Doi la mână însă, e capabil și de tururi rapide în același ritm, însă puțină lume înțelege, MotoGP este într-adevăr o probă de forță, o probă fizică pentru brațe, pentru întregul corp. Și dacă nu ești în plenitudinea forțelor sale, nu ai absolut nicio șansă. Exact, și mai ales să punem accentul pe circuitul pe care s-a desfășurat cursa. A fost un circuit, este un circuit printre cele mai grele, cu diferențe de nivel foarte mari, forțe G foarte mari, și acolo te solicită mult mai mult față de un Misano sau, da, cam asta e. Bun, Márquez așadar mai are 2 săptămâni de răgaz pentru a-și reveni cu forma fizică. Fabio Quartararo, 2 victorii așadar consecutive, lider al clasamentului general. Parcă am mai văzut scenariul acesta, Marian, anul trecut. Nu? S-a schimbat ceva în mentalitatea, în forma lui Quartararo și în maniera în care vede lucrurile, ca să avem un alt deznodământ pentru francez anul acesta? El așa prezintă în momentul de față și declarațiile pe care le-a dat, a spus că s-a maturizat și cred că va avea un succes mai mare anul ăsta. Dacă MotoGP, clasa regină, și-a respectat cu brio statutul de clasă spectacol, e bine, Moto2 a produs poate cea mai încinsă bătălie de la startul sezonului. 5 lideri diferiți am avut și un învingător în premieră la Portimao.
Ca de obicei, clasa mică. Moto3 a furnizat un spectacol de care nu cred că o să ne săturăm vreodată, iar Pedro Acosta a confirmat că victoria de la Losail din urmă cu două săptămâni nu a fost una întâmplătoare. Înapoi în platoul Look Motors cu Marian Pivniceru. Marian, Pedro Acosta, trei podiumuri în primele trei curse ale carierei motomondialului de viteză, dintre care două victorii, inclusiv cea de duminică de la Portimao. Ai mai pomenit așa ceva în istoria campionatului mondial? Cu cine îl poți asemăna? Este într-adevăr o revelație. Puștul este foarte bun, a dovedit-o și în Qatar, pentru că a plecat de pe linia boxelor și a reușit să ia podium, da. Să câștige, să ia locul 1. Și cu cine putem să-l cu Valentino Rossi, de ce nu? Este o determinare. Pedro Acosta, în primul rând, a arătat că talentul nu se moștenește neapărat. El vine dintr-o familie care nu are nicio tangență cu motociclismul. Tatăl său pescar, mama sa casnică, însă a început de mic. A început la 5 ani și a urmat acea schemă de promovare a tinerilor piloți existentă peste tot în Spania. Sunt școli de pilotaj la nivel mic și foarte mic, după care competiții locale, regionale și apoi schema de promovare pusă pe picioare de Dorna cu Cupa Europeană a Talentelor, cu Motomondialul de Juniori și cu Cupa Debutanților. Rookies Cup, o competiție pe care Pedro Acosta a câștigat-o anul trecut și care și-a început un nou sezon chiar weekendul trecut la Portimao. Ne-am întors în platoul Look Motors după această desfășurare năucitoare de forțe în cele două curse din Cupa Debutanților. Marian, pentru o cupă monomarcă, ce face diferența între piloți? Te referi la clasa Stock 300, clasa 9? Mă refer la orice cupă monomarcă. Rookies Cup, de exemplu, sunt motoare KTM 250 de centimetri cub. Stock 300 este cupa noastră monomarcă în Moto RC. Cum poate face un tânăr pilot diferența față de un om care are exact același material de compus? Exact. Pregătirea fizică, unul la mână ar fi. Viteza pe viraj, aspirația, cea mai importantă. Deci acolo câștigi diferențe de 10 km poate la oră când vii din spatele unui pilot și depășești la aspirație pe liniile drepte. Sunt foarte importante să stai la aspirație. Și tehnica, da. Deci totul este muncă, muncă și iar muncă. Nu doar motociclismul viteză ne-a încântat weekendul trecut la nivel internațional cu revenirea MotoGP în Europa, ci și Formula 1, care s-a întors pe bătrânul continent pentru un Grand Prix clasic la Imola. Un mare premiu care a avut de toate, ploaie și chiar întrerupere cu steag roșu. A fost un weekend plin în competițiile pe patru roți, nu numai Formula 1, ci și Anduranța la nivel internațional și a demarat stagiunea 2021 cu seria europeană Le Mans la Barcelona, cu challenge-ul mondial de Gran Turisme, seria europeană a demarat tot în Italia, dar la Monza, iar noi, evident, legați, conectați la această pasiune a Anduranței, am demarat sezonul intern în Romanian Endurance Series, în direct și în exclusivitate pe Luxport 3 Motors. Ce a ieșit în Romanian Endurance Series pentru această primă etapă? E bine, sunt patru curse spectaculoase, ale căror rezumate le vom vedea imediat. În prima cursă a sezonului din Romanian Endurance Series, Emil Nestor se lansa din pole position la volanul noului său prototip Norma, înscris de Engage Racing. Alături de el, în prima linie a grilei, Bogdan Dobranici, pe modelul Radical RS3 cu numărul 53. Polmenul categoriei Gran Turisme, campionul Fabrizio Brogi, figura doar în linia a treia în acest nou format, cu două categorii distincte rulând în aceeași cursă de o oră, prototipuri și Gran Turisme.
Emil Nestor s-a instalat la conducere încă din primul tur, însă Roberto Niculae, pe celălalt, în urma cu numărul 46 al campioanei Blitzwolf, a preluat conducerea înainte de deschiderea ferestrei de pit stop. Nici o schimbare la vârf după opririle la boxe. Horia Moldovan l-a înlocuit pe Roberto Niculae și a rămas lider până în ultimul tur. Atunci când a fost prins și depășit de brașoveanul Horia Platona, care îl schimbase între timp pe Emil Nestor de la volanul prototipului Norma cu numărul 185. O victorie la mustață, prima carierei în Romanian Endurance Series pentru Emil Nestor și Horia Platona. Mai puțin de 5 secunde și jumătate au despărțit la final primele 3 mașini de la clasa prototip cu Roberto Niculae și Horia Moldovan pe 2, iar Bogdan Dobranici și Ovidiu Zaberca pe 3. La clasa Grand Turismelor, victoria le-a revenit lui Gabi Stoian și Alex Mirea pe modelul Radical RX-C în fața campionilor Fabrizio Brogi și Sergio Nicolae și a lui Mihai Zampier de la Blitzwolf Racing. Alex Cascatău se lansa din pole position în prima cursă a clasei Touring, rezervată turismelor. Alături de el, în prima linie a grilei, Eduard Anton pe un Volkswagen Lupo Cup. La start, nicio emoție pentru poleman, care s-a instalat la conducere. Apoi și-a construit un avans liniștitor până în momentul pit-stopurilor obligatorii. La Cupa Logan, Viorel Ivan și-a respectat statutul de favorit și a triumfat. Veteranul categoriei a completat de altfel și podiumul clasei Touring. O primă cursă liniștită în acest sezon pentru Alex Cascatău și Alexandru Șiclovan pe BMW Seria 3, care se impun în fața lui Eddie Anton pe Volkswagen Lupo și a primului model Dacia Logan Cup pilotat de Viorel Ivan. Cursa a doua clase Regina acum cu Horia Platona în pole position. Alături de învingătorul primei curse figura Ovidiu Zaberca pe prototipul Radical cu numărul 53. În linia secundă figurau cele mai rapide modele de la categoria Grand Turismelor cu Sergio Nicolae pe Porsche 911 și Alex Mirea pe modelul Radical RX-C. Și, de altfel, între ele avea să se dea bătălia pentru prima poziție imediat după start. Campionul Sergio Nicolae s-a instalat la conducere, însă în turul 7, Alex Mirea l-a depășit și a trecut în frunte. Pit-stopurile obligatorii nu au mai schimbat mare lucru, iar la ieșirea de la boxe, ordinea s-a păstrat cu Radical RX-C, pilotat acum de Gabi Stoian, în fața aceluiași Porsche, dar cu Fabrizio Brogi acum la volan. La final, Alex Mirea și Gabi Stoian s-au impus fără emoții în fața campionilor 2020 Sergio Nicolae și Fabrizio Brogi. Învingătorii primei curse, cei de la Engage Racing, și-au asigurat de data aceasta doar victoria la clasa prototipurilor. În ierarhia prototipurilor, Emil Nestor și Horia Platona s-au impus de data aceasta clar în fața echipajului Blitzwolf, cu numărul 46 alcătuit din Horia Moldovan și Roberto Niculae, pe 3, ca și în prima cursă, Bogdan Dobranici și Ovidiu Zaberca, pe prototipul Radical RS3. La clasa Grand Turismelor, nicio schimbare față de podiumul primei manșe cu Mirea și Stoian învingători, Sergio Nicolae și Fabrizio Brogi pe 2 și Mihai Zampier de la campioana Blitzwolf pe 3. Ultima cursă a zilei, cea rezervată turismelor, l-a avut în pole position pe Eduard Anton, pe al său Volkswagen Lupo. Alături de el, pe prima linie a grilei, Viorel Ivan, cu primul model Dacia Logan. Învingător detașat în prima cursă echipajul West Competition, cu modelul BMW Seria 3 plecat doar din linia secundă, cu Alexandru Șiclovan calificat la 5 secunde de polemenul Eddie Anton și la 2 secunde de Dacia Logan, pilotată de Viorel Ivan. La start, Eddie Anton s-a instalat la conducere și a încercat să pună o diferență cât mai importantă între el și BMW-ul urmăritor. 5 secunde s-au dovedit a fi însă un avans insuficient pentru pilotul Volkswagen Lupo, în condițiile în care pentru a doua jumătate a cursei urma să-l aibă rival pe BMW-ul Seria 3 pe Alex Cascatău, pilot semiprofesionist în campionatul european GT4. Cascatău a câștigat fără emoții în poate cel mai liniștit final de cursă al weekendului. Victorie fără probleme așadar pentru echipajul BMW în fața lui Eddie Anton pe al său Volkswagen Lupo. Pe 3, Alin Fulga cu Peugeot 106 termină la un tur. A fost și weekendul în care, în paralel cu Romania Endurance Series, am demarat pe Luxport 2, în direct și la fel în exclusivitate, la Cheile Grădiștei, prima etapă în campionatul național de viteză în coastă.
Prima etapă a sezonului din campionatul național de viteză în coastă a adus și un câștigător surpriză. Pe un fric pătrunzător și printre fulgi de zăpadă care nu au pus în pericol însă etapa de la cheile Grădiștei, Octavian ciobică pe un Radical SR8, abifat și prima victorie din carieră. Pilotul brașovean a dominat atât primele manșe de recunoașteri cât și antrenamentele cronometrate de sâmbătă. În absența lui Emil Nestor, campionul antitr la categoria 2, ciobică a fost cel mai rapid și în prima manșă de concurs, pe care a terminat-o cu 2 secunde în fața lui Mihai Leu. Pe un Ferrari 458 Challenge Evo, Leu a forțat victoria în manșa secundă, dar nu a reușit să-i fură decât 30 de secunde rivalului său. Totuși, cu acest timp, campionul ultimelor 2 sezoane la categoria 1 a reușit să-și doboare recordul pe ultima urcare. În clasamentul final, Octavian Ciovica a încheiat cu 1 secundă și jumătate în fața lui Mihai Leu. Podiumul a fost completat de Costel Cășuneanu la peste 5 secunde în spatele primilor 2 clasați. Ciovica a fost cel mai fericit și pe podiumul de premiere. Au dat din plin cu șampanie prima sa victorie din carieră. Mă simt extraordinar. Iată că podiumul de la Poiană, ultimul, a fost o întâmplare. Locul meu este aici, locul meu este să fiu pe podium, la general, locul 1. Nici nu discut al cumva la finalul sezonului, Ciovică campion. Clar, e un rezultat bun de care mă bucur și le doresc succes tuturor adversarilor mei, că vor avea de muncă. A doua etapă a sezonului din campionatul național de viteză în coastă va avea loc luna viitoare. În 15 și 16 mai, în direct pe canalele Lux Sport, piloții se vor întrece în etapa programată la Râșnov. Înapoi, în platoul Lux Motor, suntem pe final de emisiune, alături de Marian Pivniceru. Marian, dacă ar trebui să-ți alegi o carieră într-o competiție de motorsport pe 4 roți derulată la noi în țară, ce ți-ai alege? Cred că aș merge pe anduranță, că tot stai la capitolul ăsta. Sunt un pilot pe care performează mai bine pe ultimele tururi într-o cursă și cred că am calitatea fizică necesară pentru anduranță și apar curge o oră, două de circuit în condiții foarte bune. Nu ți-e teamă, o cursă de MotoRC e 3 sferturi de oră maximum. În anduranță însă i-am văzut pe oamenii aceștia rulând în cursa de 500 de kilometri din România Endurance Series anul trecut, bunoare și 4 ore și un sfert. Exact cum spuneam, după o cursă de MotoRC nu sunt foarte obosit, aș mai putea duce încă una și adică asta am observat în ultimele curse, că m-am adaptat foarte bine stresului și condițiilor fizice necesare și a fost ok. După o pauză de 2 luni, campionatul mondial de raliuri revine și în acțiune în acest weekend cu o premieră croată. Atât pentru această săptămână, vă aștept marți la o nouă ediție Lux Motors, în care vom trece în revistă ceea ce s-a întâmplat în weekendul din MotoRC și vom prefața următoarele 2 etape ale stagiunilor în Formula 1 și în MotoGP. Până atunci, nu uitați să faceți porția de motorsport duminică cu numai puțin de 5 curse din MotoRC într-o primă etapă a sezonului transmisă în direct și în exclusivitate pe Lux Sport 3 Motors. Cu bine!